Așa, primul anunț, când m-ați spus, de la ședința operativă de astăzi și în continuare, toate ședințele operative o să fie filmate și retranslate pe canalul de televiziune care noi avem în comună. Ok? Da. Fiindcă activitatea noastră se observă numai la noi și am citit ceva material din la reprezentanții Pile de Mec, tot face în sat Pile de Meu. N-am nimic împotrivă, slavă Domnului, bine fac, dar ar fi bine de, eu știu, de făcut o posibilitate oamenilor din localitate să vadă că și voi, ca conducător în instituție, tot lucrați, nu numai cu doi consilieri. Așa, în primul rând, eu nu vă cunosc, dacă vă prezentați, vă rog. Sunt numesc Orz Ion, sunt șef de post al postului de poliție Stăvuceni, un inspector de poliție Reșcani, în departamentul de poliție municipiul Chișinău. Mulțumesc frumos. Luați loc. Dacă eu cred că și conducătorul sub diziune, nu toți sunt vă cunoați la bun început, că sunteți nou numit, dar s-a terminat permutările dumneavoastră. Da, da, da. Suntem toți întăriți în funcție, da. Deci de data precedentă când a avut loc, deja am făcut cunoștință. Bine, domnule, dacă am început de la dumneavoastră, mă refer la restructurare Ministerului de Interne. Acum, dumneavoastră, nu o să mai aveți nimic comun cu minorii sau cum? Inspectorul pe minori, a rămas pe inspector sector, cum? Care nu cunosc. Deci, cu problemele minorilor se ocupă inspectorii de sector, dar totodată în Comisariatul de Poliție, deci este o funcție cu, care privede lucru cu minorii, anume supravegherea minorilor. Deci, după cât cunosc eu, este o funcție de fel de evidență și control. Dar anume, cu toate cazurile care se ocupă de ceea ce ține de minori, se vor ocupa inspectorii de sector și respectiv serviciile atribuite la... O să fie un serviciu adăugător, da? Nu, sunt doar Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului și tot așa. Astăzi, la ședința operativă la primar general a fost ridicată o întrebare pentru, ea nu e nouă, dar noi n-am activat-o în acest domeniu, pentru a participa la ora clasei a lucrătorilor de poliție pentru a, eu știu, spunem așa, nu a citi lecții, dar a face un lucru educativ referitor la minori, că mai bine de preîntâmpinat consecințele care îi așteaptă pe urmă pe copii, decât pe urmă să îi pedepsim că sunt copiii din localitate și totdeauna mingeri. Așa că eu rog conducătorii liceul teoretic Dragul Bodă și clasele a patra din... Potim? Clasele primar, clasa a patra, dar n-ar fi rău și la clasa întâi. Când este ora clasei, mi-am să faceți un program de activitate împreună și îi dorim ca dumneavoastră să participați cât de cât de la Murin. Nu am rămas așa mult timp să porniți vacanța de vară când rămân copiii fără nicio supraveghere. Hai că acum cât de cât învățătorii mai, profesorii mai dirigează. Dar pe urmă eu să fie din capul lor toată vara. Ar fi dorit ca dumneavoastră să participați și am încă o rugăminte către sectorul de poliție. Vă rog frumos să fiți uniforme frumoase, fiți în uniformă, toată lumea știe că merge poliția, că câteodată mergi, nu mai știi cine, ori poliția, ori cineva vine în ospiție. Corect. Și vă rog, David, să am referitor la situația criminogenă în localitate, dacă este ceva. Deci, nu, stați jos, vă rog, noi toți stați, mulțumesc. Deci, la privitor la situația criminogenă în sector, în timpul acesta mic cât activez, deja sunt înregistrate șiri de furturi, deci la, din noaptea spre 20, spre 21 martie, deci pe strada Livezilor 36, de la un automobil s-au sustras toate patru roți, dar este cu rezonanță sporită, deoarece suma pagubii la moment e 54.800 lei. Au, deci, o mașină scumpă, luxoasă, dar totodată, după cât se știe, adică sunt niște înregistrări video, dar mă rog, sunt careva date care eu pot să vă le spun, dar sunt unele momente care eu la
Deci până cât se ducea încheta, eu nu pot să le zic toate. Totodată a fost un furt de strada Ion Creangă 37, la cetățeanca Dăru Maria. Și iarăși persoana era plecată la odihnă când s-a întors acasă, deci au intrat persoane necunoscute, au intrat în apartament, i-au sustras bunuri. Deci merge vorba de o sumă de bani, $4,000. Iarăși totul se cercetează, nu se lucrează persoane până ce nu, dar sunt urme, sunt amprente, lucrăm în direcția dată. Apoi am vrut să mă refer la, înțeles că e școală de clasă primare, Iulian Fulga, da? Corect? Ilie. Da, Ilie Fulga, corect? Da. Deci deja sunt două cazuri, deci un furt mărunt de 40 de lei din buzunar la un copil și un furt de telefon, 2000 de lei. Deci ambele cazuri, eu înțeleg că sunt copii, poate copiii sunt un pic mai, nu sunt atât de conștient în ceea ce fac, poate sunt mai ceea ce legat cu atenția lor. Probabil că l-a pus în altă parte oriceva, dar totuși părinții s-au adresat, deci noi ne-am sesizat și evident trebuie să luăm măsuri cazurile date. De acum mai departe, în mod ori la timpul, ori la ședință, ori în mod aparte, vom discuta anume cam ce măsuri, cum se poate de făcut ca de prevenit furturile date. Eu cred că dumneavoastră cunoaște la noi, este comisia de profil, trebuie invitat copilul în pace, în primul dumneavoastră, deci primarul președinte, conducerea instituției, ca să copilul să înțeleagă că noi mai tăiem cap pentru asta, dar nici nu trebuie permis așa, ca să-ți proverbază un ou, dar mâine un ou. Și acolo sunt mai multe cazuri, numai nu toate se înregistrează, că părinții nu apelează, dar cazuri sunt multe. Păi, n-am cunoscut, dar vedeți că din start am pus întrebarea de făcut un lucru profilactic cu copiii. Și atunci copilul când vede că vine un inspector, un polițist în uniformă, e cu totul altă reacție, vă zic sincer. Cei cu moros de la studențelor în care l-a tăiat, nu cunoaște încă, da? De cazul dat încă nu cunosc, apoi cei ce s-au vorbit data trecută privitor la solubrizare. Deci, într-adevăr, la moment avem două funcții vacante, suntem puțin, deci fizic nu reușim, dar în orice caz ne străduim să facem tot posibilul de activat și mers înainte. Așa, noi practic am vorbit dat trecut, mă cred că codul contravențional nu privede avertizare, noi totuși luăm în considerație că lucrul cu locuitorii noștri totuși să le facem, să facem avertizare și dăm termen 2-3 zile și dacă în timpul ăsta nu o să fie laturat, atunci facem proces verbal și amendăm. Proces de verbal, domnul Sergu, da, trebuie să luat măsuri cât mai dure, dar nu din prima dată de amendat. Cetățenii noștri câteodată vine câte un pensionar, da, lăsați-vă lemne la poartă, mă știu, de avertizat, e dus un lucru educativ, că când îi pui amendă de 400 de lei, pentru gând asta e suficient, 400 de lei sau cât pune. Lasă și ne-au conferit că codul contravențional nu prevede, dar noi luăm considerat că sunt locuitori comuni, noi totuși o să facem un lucru profilactic. Deci nu avertizare, dar fac pensionar. Spune-mă așa, de dus un lucru educativ, educațional, ca străzile tot trebuie să fie, fiindcă democrația asta nu înseamnă că fac ce vreau. Înseamnă informații corecte și destul de voluminoasă, dar nu fiecare face ce vreau. Vreau strâng strada, vreau depozitare material de construcție și tot în stradă nimic în ogradă, cu ogradă să fie curățat. Ei se luptă pentru partea lor, noi nu luăm pentru partea noastră. Bine, referitor la Boia Nouă, dumneavoastră cunoaște că aveți și localitatea Boia Nouă, metro, trebuie să fiază acolo, știți că... Privitor la Goiana Nouă, deci a fost un apel, precum acolo se vând băuturi spiritoase contrafăcute, deci era un apel anonim, deci am înregistrat materialul, am fost acolo la fața locului, într-adevăr am depistat, adică s-au stabilit persoanele cele care au fost indicate în scrisoarea aceasta e anonimă, dar la moment nu s-a adeverit anume că se realizează urmă. Deci, la moment. Și mai am încă rugăciune. Eu înțeleg că la noi legislația se modifică într atât că nu dovedim de urmă să o știm, nu să o mai executăm. Referitor la
activitatea comercială neautorizată. Începeți, vă rog, aici, de la intersecție, de la stația Pico și până la kilometru 11, fiecare agent economic, verificați, domnul Igor are lista agenților economici, la noi este lista și la perceptori fiscali, verificați fiecare, are autorizații, este valabilă și perioada de activitate de la și până la. Mi-am semnat, mă scuzați că pentru și mi-am semnat unica, deci domnul Igor, că venim de parte și totodată așa, un demers ca eu să-l registrez în baza la ce și eu... Nu, eu nu cred că trebuie să demers referitor la activitatea dumneavoastră, aveți activitatea toată zile. Dacă ar fi ceva nominal, noi nu facem un demers, verificați. Asta e lucrul dumneavoastră toată zile. Încă una, domnul Cucerean, împreună cu viceprimarul și domnul Ion, mai faci o revizuire construcțiilor neautorizate. Că la noi cam vreau să iese din comun, construiesc, pe urmă se înregistrează, sunt așa multe construcții. Legea permite la cetățeni, chiar dacă nu ai dat răspuns la autorizația de construcție care o solicită în 15 zile acum, da? 10 zile lucrătoare. În 10 zile lucrătoare. El se începe construit și s-o poate ca întrebare îi rezolvat pozitivă. Nu este normal, nu sunt de acord cu legea, dar legea e pentru noi că noi să o executăm. Și noi trebuie, ar fi de dorit ca preîntâmpinăm toate consecințele care să fie mai pe urmă. Că îi se construiesc cât vrei și unde vrei. Mulțumesc, băianul. Băianul, am întrebat la domnul Zoia, am vorbit despre două urne din Tălăm, acolo în centru. Două urne de care? Pentru că noi... Tumeroare mari? Nu, mici de este, mici. Că acolo am instalat două scaune unde rutier așteaptă. În centru, la magazin acolo. A, pe urne de masă pasă sau de este care se întorc? De este care se întorc. Păi de este erau la voi, nu? Domn primar, noi am primit 20 de urne încă dinainte de anul nou și ele sunt, adică îmi dați comandă și eu, este nicio problemă, noi le eliberăm. El are un lucrător ca noi îl plătim. Și el va să instaleze, da. Și asta-i tot comandă. Bine, eu o să fac atunci act, le transmit. Act de transmitere. De transmitere, nicio problemă. Și două saci de vară. Și două saci de vară, nicio problemă. Alt lucrător care aveți? Până când ați văzut activit cu canalizarea, cu proiectul de canalizare și cu executarea lucrurilor de canalizare în sectorul nou care noi am vorbit, strada, cum se numește? Tineretul. Tineretul, da? Care e problema acolo? Așteptăm că de la Bicciev, scrisoare, trimis scrisoare. Nu trebuie să așteptați, trebuie să mergeți înainte. Vă duceți singur în pola, fiindcă activitatea dumneavoastră toate zile este asta, ca să vă duceți, să alergați, bateți în ușă, bateți în barcă, să vedeți, începeți lucrările. Până o să duci tratativele, o să vină luna septembrie și o să văm iar în glot și în ploare. Bine, da. Lucrările astea importante le-am făcut acum. Referitor la petrecerea lucrărilor de reparație asfaltului, domnul Sergiu, dumneavoastră sunteți responsabil cu domnul Cucereanu și domnul Boț. Eu rog, noi licitația s-a petrecut. Da. Adică s-ar putea de încheiat și contract de executare lucrărilor, dar numai de grabă decât temperatura asfaltului să fie numai jos de 15 grade, rog cer calitatea. Participați câte unul acolo, din trei câte unul să fieți la fața locului. Din ce mod? Voi am observat primăvara anul trecut. Am reparat toate gropile, toamna era tot în loc. Toamna am făcut, uitați-vă, primăvara e tot în loc. Banii publici, astea sunt impozitele oamenilor și noi reiese așa într-un fel că le aruncam în vânt. Nu-i vina noastră că se face așa, se execută lucrările necalitativ și acum o să trecem la altă metodă de reparație. Reparăm, este un sector de pildă de drum, unde sunt găuri mai mult. Găurile acoperim și facem cum am făcut înainte la regie comunală. Am asfaltat o suprafață mare și atunci este ține, fiindcă gropile este mici, le totdeauna într-o leac de apă, le ridic în sus, o să asfaltăm bucăți mai mari, las fie mai scump, las fie mai puțin, dar sunt pe o durată mai mare, fiindcă noi, reparând cu plombare, cheltuim mai mulți bani și nu este niciun folos, oamenii totdeauna merg prin gropi.
Nu, pe 21 a petrecut achiziții, de acum este vingător, așteptăm timp favorabil și începem reparația carosabilă. Da, ei până atunci n-ar fi rău să vină să vadă locul, unde, ce, smăsoare, ce și cum și eu. Bine, complex sportiv. La moment efectuăm măsuri de salubrizare generală. Deci, Valentin Lăchici, nu avem nevoie să vă legați cu domnul Covric în privința la rezervorul tehnic de apă. Noi vrem să irigăm terenul, cum o să fie plus și trebuiește pentru dizolvarea îngrășămintelor minerale, avem nevoie de apă tehnică. Este cisternă cea mare care... Da, da. Domnul mi-a spus că lucrările dumneavoastră să-i dați, adică am zis cum, să vorbiți cu dumneavoastră și... Noi avem contracte, deci noi le achităm la care întrebare, domnule? Ei motivau cu temperaturile joase să nu înghețe sistem la dâns și după aceea să încălzească, atunci așa să îndeia. Acum nici nu trebuie de acumulat, că nu, peste o săptămână de apă, nu o să fie afară de cald, nu o să fie pericol de îngheț, atunci poftim. Eu știu că avem contract, noi înăchităm, nu avem nicio, nu am avut ei probleme până acum. Mai mult ca atât, eu am vorbit cu domnul director ca gardul care l-a deteriorat să fac poate acolo, să mă pun ceva, nu? Asta tot a doua întrebare în privința Colegiului Național. Asta, bine, mă clarific eu că domnul director m-a invitat, dar astăzi nu o să vedeți. Alte întrebări care le aveți? Întrebări nu avem. La bazin se efectuează lucrări de schițare și proiectare. Uh-huh. Așteptăm, deci, smeta și... Eu ajut domnul, nu mă implic în activitatea lui, dar îi ajut în plan de... Ajutat, nu vă implicați. El trebuie smeta cu... divizi de cheltuieri, mai bine zis, să vă aduc la noi, că ei pot spune așa niște prețuri că 300 de ani pot ține bazinul și ala să nu le achite nimic. Adică noi, eu, domnul Cereanu, din tăia este mătat la dumneavoastră ca să verificați divizi de cheltuieri. Cât de cât dumneavoastră cunoaște metodica și o să ne bazăm pe cunoștințele dumneavoastră. Din cauza rafalilor mari de vânt, o porțiune de acoperiș mică s-a deteriorat. Noi dimineața am fost la loc cu domnul Ion și am... Deci domnul Ion s-a asumat responsabilitatea și să repare porțiunea. Bun. Ordinea în hotel? Tot normal, cald bine tot. Cald bine. Ce-i cu găurile care au zis de făcut? Cu găurile am vorbit cu Makita. Makita vine pentru bazin să facă ventilarea și automat, paralel, să lucreze la noi. Tot din același cod. Se poate și așa. Toți bani în acolo. Așa. Dragă jumătate, doamna Svetlana. Cazul ce din comun nu avem, domnul Hrame, pentru că nouă copii nu s-au școală, probabil o să fie întărăceală, cam aceiași copii care își vine în acolo. Așa credem noi. Așa, nu totul normal, nu avem probleme. Căldura, hrană? Nu prea mai bunișoară, bine merge. Căldura, că am întrebat pe domnul Anseanu, când îți pregătim oral copiii, cred că de la întâi, cred că, nu știm. Cum o să fie trei zile, nu mai jos de minus 18, atunci o să depână câte ani. Așa ne spun. Nu astea a spus 8, am zis 18, ăștia sunt copii. Minus? Plus. Plus. Mă scuzați. Altceva nu aveți bine. Dar transmis la domnul Mihai referitor la activitatea comună cu inspectoratul de poliție, cu sectorul de poliție de la noi, ora clasei să facem împreună. Facem invitații sau... Da, bine, dați un oral. Da. Clasa 12-a. A, are ora clasei sau e lunea la toți sau nu? Nu, e diferit. E diferit. Da. Păi de asta și zic, să dați pe dumneavoastră să știi. Da. El poți vin atunci când o să ai posibilitate, fiindcă în ziua orei clasei el poți fi invitat la comisariat. Da. Nu, ia, înțelegeți, să-l găsim. Da. Domnul Alexandru, care e situația la dumneavoastră? Noi mai privem cel puțin o săptămână, adică dumneavoastră. Noi... În afară de cei că activăm și dăm energie termică, lucrăm cu reparația curentă a utilajului, măcar că până la sfârșitul sezonului de încălzări, utilajul este destul și am început reparația utilajului. Referitor de școala muzicală, trebuie un camin de pus pe noapte, ori o termopușcă de asta care aer cald să facă, de atât că
și cazanul e plombat. Nu mă pot bără în cazan, și posibil și pompa să fie. Aveți acolo, de pus înăuntru. Da, posibil și pompa să fie. Dar dacă până mâine nu se dezgheață, am de cu aer cald, chem de-am și pe este la termoclimă. Da. Priză este acolo, da. De 220, dar acum, în dată după noastră, luați, gândiți. Dați o secție de acolo, o situație de acolo. Nu cred că cazanul. Asta e important. O secție de la dreapta de sala sportivă. O dați la școală muzicală, el s-o pune. Eu vă rog frumos. Se poate eu să-i dăm un loc, eu am aparte, să nu scoate eu de la școală sportivă, eu am un camin list. Da, dacă el o să fie efectiv. Fix, e că... Dacă e așa, dați-l dumneavoastră să nu scoate din sală, fiindcă important, dacă o să îngheță cazanul, asta e tragedie, pentru că trebuie să cumpăra și cazan și pomp și tot. Nu trebuie să lăsat pe de sală, acum de fapt. Nu, acum, eu zic, împreună cu... Nu, copiii prin ce activează, atunci. Unii, că aceea să trebuiască din părți, nu întâlnim din să n-aibă acces, nu... E și așa încuiet acum. Chiar acum, mandatul după ședință, plecați să vă puneți... Bine. Dar până în sală puneți o persoană responsabilă cine o să verifice. Și o să trebuiască lăsat o robinet ceva deschis ca să curgă cât de cât apă de acolo. Bine? Alte întrebări? Domnul primar, săptămâna trecută ne-am ocupat cu subordinarea comunei, adică strada Unirii 20 s-a evacuat noroiul de pe, din ulucele care erau pe mulți ani care nu au fost strâns și ea s-a făcut curățenie în parc de la Matievici nou în jos până la studenților 1. Tot gunoiul neautorizat care pe parcursul iernii, mă rog, de toamnă, acum primăvară, au fost evacuat, dar rămas în dos la casa numărul 1. În sat se evacuează la timp deșeurile, probleme așa n-avem.